așa m-am descătușat, am vrut să câștig. Vreau să câștig orice meci, mai ales unul cu Petrolul, pentru că o consider o echipă mare, o echipă cu tradiție și meciurile astea sunt frumoasele, că și ne-a spus și jucătorul la pauză. Astea sunt meciurile cu ei, cu Cluj. Respect Petrolul, m-am simțit bine, unde mă duc, îmi fac meseria și dacă aș fi la Petrolul, aș trăi la fel, pentru că sunt profesionist și îmi fac meseria așa cum trebuie, oriunde aș fi. Ai avut o presiune specială pentru asta? E și pe noi o presiune, pentru că orice meci, de exemplu, am încurcat Chiajna, ne-am bucurat la fel și acolo. Am egalat în minutul 90. Venea și te bate Petrolul, păi n-a jucat la fel cu Petrolul. Te duci la Cluj, și la noi sunt lucrurile astea. Jucați mai ușor cu unii, nu știu. N-avem cu nimeni, adică putem să pierdem, că pierdem. Că echipa mai bună, dar la fel vom juca cu orice echipă, pentru și că și jucătorii noștri avem un obiectiv. Suntem să fim în primele patru. Și au și ei niște bonusuri. Și când joci și poate să venea atmosferă, n-ai cum să nu dai tot. În primul rând, ne-am și spus, nu contează banii la un meci ca acesta. Un meci cu două galerii frumoase care și-au susținut echipele și ambele au făcut o atmosferă frumoasă. Speram că Ilian Miu a găsit o partidă pentru ca echipa să promoveze, a văzut dumneavoastră partidă. Nu știu. Nu m-a interesat, decât mă interesează să antrenez echipa. Mai sus, portițele. Nu știu, m-ați tot întrebat, dar nu pot să mă ocup eu de lucrurile astea. Eu mă ocup să antrenez echipa și nu vreau să mă grăbesc. Să-ți spun asta, e cel mai greu în acest proiect, mai apropo că crezi să vă capacitate, tocmai pentru că nu sunt convins de ideea mea, cum o poate. Adică, asta e greu, de capacitate la fiecare meci. Nu e greu, păi nu e greu, ne-ați văzut că nu e greu. Asta vreau să demonstrez, că nu e greu, le-am și spus. Păi nu vreți să jucați pe atmosfera asta, ce să vă mai... De ce? Nu vreți să jucați? N-ai cum. Și dacă chiar n-ai drept de promovare, cum e în momentul ăsta. Intri pe teren să nu dai totul la ce atmosferă a fost. Nu sunt greu de motivat, pentru că îi știu de mult, au lucrat cu mine și știu că sunt jucători care merită la momentul ăsta să fie aici. Chiar dacă au mai trecut ani peste ei, ei au dus echipa aici. De la Liga 4 și uitați că mai fac față și în momentul ăsta.